Bună seara de aici din studio Radio Shalom. Sunt Adrian Gheron și vă mărturisesc că de mai mulți ani n-am mai luat loc pe unul din scaunele acestui studio. Dar aceasta este o zi specială. Astăzi e o zi specială. În 2021 se fac 10 ani de când Radio Shalom România emite și mari muzicieni. Este cea mai longevivă emisiune Radio Shalom în România. Până nu, în urmă cu multă vreme, în acest studio venea prietenul nostru, Iancu Zuckerman, și iată că și astăzi Iancu Zuckerman se află totuși printre noi, prin intermediul acestei emisiuni, printre altele, prin intermediul acestei emisiuni, și am mai spus-o de câteva ori în ultimele zile, Iancu Zuckerman va fi multă vreme alături de noi, prin ceea ce a făcut, prin prietenii, prin conexiunile pe care a creat, prin artiștii pe care i-a creat, prin dragostea pe care a împrăștiat-o, prin energia pozitivă pe care a lăsat-o. Toate acestea vor fi alături de noi multă vreme de acum. Prin toate acestea va fi alături de noi multă vreme de acum încolo. Înainte de a începe emisiunea propriu-zisă, pentru că această emisiune era o emisiune strict muzicală, unde nu se discutau alte lucruri, aș vrea să păstrăm un moment de reculegere în memoria celui care a fost Iancu Zuckerman. Vă mulțumesc. Respect și apreciez participarea și de această dată a maestrului Șerban Lupu, de asemenea a doamnei Maria Popa. Și cred că este cazul să dăm start acestei emisiuni așa cum se întâmpla de fiecare dată până săptămâna trecută și iată se întâmplă și de data aceasta. Am să încep eu cu... Cum începea și domnul Zuckerman Iancu, stimați ascultători, dragi prieteni, ne aflăm la emisiunea Mari Muzicieni, Alex Brooker și Iancu Zuckerman vă urează audiție plăcută. Cu greu pot să spun aceste lucruri, pentru că în acest moment simt că Iancu Zuckerman este alături de noi, dar fizic nu mai poate să fie. Așa cum a spus, această emisiune foarte longevivă, care Iancu Zuckerman conta foarte mult această emisiune să o mențină, să fie prezent mai tot timpul în cadrul acestei emisiuni. Și am hotărât ca această emisiune să continue, să, dacă fizic nu este posibil să fie prezent, știm că spiritul dânsului există în continuare și ne va îndruma ca această emisiune să fie cât mai bine făcută. Și ne-am gândit în această emisiune, având din păcate, și momentul despărțirii de dânsul, în prezența domnului Șerban Lupu, maestru Șerban Lupu, s-a oferit în momentul când trebuia să ne luăm rămas bun, m-a sunat și mi-a spus: Maria, aș dori să vin, să fiu prezent la această tristă despărțire și doresc, dacă se poate, în cadrul acestui moment, să cânt Kadiș de Maurice Ravel. Am fost foarte emoționată când am primit acest telefon. Și mulțumesc prietenului nostru și foarte apropiat prieten de Iancu Zuckerman, maestrul Șerban Lupu, care a vrut să facă acest gest. A fost prezentă la această tristă despărțire și în condiții destul de grele, foarte grele din punct de vedere al vremii,
dânsul a reușit să cânte pentru Iancu acest cadiș. Și apoi ne-am gândit, ieri, chiar ieri ne-am gândit, ce-ar fi, Șerban, să putem continua această muzică pe care tu doreai să o cânti pentru Iancu, să o cântăm acum, să continui la această emisiune la Radio Shalom. Și discutând cu dânsul, a fost de acord și astăzi dimineață ne-am întâlnit și am hotărât ca să participe la această emisiune la despărțirea aceasta fizică de Iancu Zuckerman, să ne cânte în continuare așa cum îi plăcea și era foarte fascinat de muzică. Pentru Iancu Zuckerman pot să spun că această muzică constituia, îmi spunea foarte mult acest lucru. Este ca lichidul amniotic din burta mamei, este o continuare, oceanul în care mă scald și care oferă cele mai subtile satisfacții spirituale. Așa spunea el, îmi spunea foarte mult lucrul acesta. Cu relația cu Șerban Lupu este o relație specială. Știu că s-au cunoscut la Iași, la Filarmonica Iași, de unde dânsul se trage, s-a născut Iancu, și acolo a avut ocazia să-l cunoască pe Șerban Lupu. Și a fost foarte impresionat că are ocazia să aibă alături pe maestrul foarte cunoscut în nume, Șerban Lupu. Și cred că este foarte încântat de acest lucru, că în acest moment, la această emisiune, Șerban Lupu îi va cânta. Acum aș dori, dacă se poate, Șerban, îmi cer scuze, pot să mă adresez așa, pentru că te simt foarte apropiat, să intervii și tu puțin și să ne spui câteva cuvinte despre relația ta cu Iancu, de cum v-ați cunoscut, ce prietenie s-a închegat între voi. Desigur, cu multă plăcere. Trebuie să spun că luna trecută a fost într-un moment de cele mai triste, când a trebuit să-mi iau rămas bun de la acest om extraordinar. Și am vrut neapărat să cânt Kaddish, care toți știți e rugăciunea pentru morți la evrei. Deși erau minus 8 grade, am reușit cumva să cânt, cred că mi-a dat Iancu putere. Și îi promisesem de mult că vreau să-i mai cânt și alte lucruri și chiar să mai vin și la emisiunile sale, aveam niște idei să facem niște emisiuni despre Enescu. Încă nu se definise ideile sale, dar dorea ca să mai cânt la Radio Shalom și asta am primit cu încântare propunerea doamnei Maria Popa de a participa și eu cu niște muzică pe care o interpretez din înregistrările mele de asta dată, căci condițiile nu ne permit altfel. Trebuie să vă spun că rar am avut în viață un astfel de prieten. Câteodată nu merg pe degetele de la o mână prietenii adevărați într-o viață și fără îndoială că Iancu este unul dintre aceia. Cum a spus și doamna Popa, după ce am interpretat concertul de Alban Berg cu Filarmonica din Iași, am intrat în camera directorului și într-adevăr era acest domn care avea întotdeauna darul de a lumina încăperile în care se afla. Avea această personalitate foarte puternică și cu un zâmbet întotdeauna prietenos, care atunci am întâlnit, te înconjura cu un fel de prietenie adevărată și foarte sinceră. Ne-am împrietenit, pe urmă ne-am întâlnit din ce în ce mai des la București, însă avea o plăcere extraordinară să ne invite la un restaurant care cred că toți știți care ați mai fost în România sau sunteți din România, pe Bulevardul Magherul, vis-a-vis de Teatrul Național, restaurantul Pescar. Se simțea acolo ca acasă și acolo am început să avem primele conversații despre muzică, despre cultură. În primul rând trebuie să vă spun că era un om deosebit de cultivat, era un fel de filozof, întotdeauna vedea lucrurile din distanța, nu numai a vârstei, dar a unei înțelepciuni și prin faptul că suferind în adolescența sa și tinerețea sa, astfel de care le știm cu toții în timpul Holocaustului din Iași
și mai târziu chiar, i-a dat un fel de înțelepciune. Și mi-am dat seama că era un om special și vă spun și de ce am socotit asta. Era un om care și-a dedicat viața să facă bine la ceilalți. S-a răsplătit răul care poate, nu numai că l-a rănit, dar a lăsat urme adânci, s-a răsplătit cu bine la toată lumea pe care o întâlnea. Asta cred că este cea mai mare lecție de viață pe care cineva o poate da. De asta am spus și voi spune întotdeauna că mi-a dat o inspirație și rămâne o inspirație pentru mine. De asemenea, era unul dintre puținii mei prieteni care îmi dădea telefon din când în când pur și simplu să mă întreabă ce fac sau cum aflu. De obicei, fiecare vrea ceva sau are întrebare sau dă cu un anumit scop, dar el era pur și simplu vrea să știe că sunt ok, ca prietenul lui. Am remarcat și asta. Și, desigur, o mare parte din conversațiile și legăturile noastre se refereau la muzică. Să nu uităm că el a fost chiar violonist. În tinerețe a cântat la vioară și destul de bine, făcuse și un quartet cu niște prieteni. Deci era foarte în meserie, să spun așa, când vorbea despre muzică și era nelipsit de la toate concertele importante. O să mai vorbesc despre el. Am pregătit 3 segmente de muzică și cred că la început și între ele o să mai spun câteva cuvinte. Cred că ar fi foarte nimerit ca la început să medităm la viața lui Iancu și ce a însemnat el, lumina asta care ne-a dat-o tuturora și iubirea, din 3 piese de Bach, care sunt chiar niște meditații. Și asta înseamnă Andantele din sonata a doua în la minor, Sarabanda din partita a doua în re minor și Largo din sonata a treia în do major. Toate sunt interpretate de mine pe un CD care a apărut cu ani. Deci să ascultăm și să medităm la viața lui Ian, pe muzica lui Bach. Thank you.
Te rog, Alex, te ascultăm. Am revenit în direct, să spunem așa. Nu că până acum n-am fi fost, a fost și muzica aceasta a fost tot în direct transmisă. Da, Iancu iubea foarte mult muzica lui Bach și am socotit că poate nicio altă muzică nu poate să reprezinte mai bine profunditatea și dragostea pe care Iancu a împărțit-o cu noi. Să nu uităm că a ajutat extrem de mult tineri muzicieni cu burse, totdeauna se dăruia să găsească talente și unele chiar, într-adevăr, descoperirile lui au devenit muzicieni de mare succes. Șerban, să nu uităm că și un copil pe care tu l-ai putut ajuta, recomandat de Iancu, o violonistă, Mihaela Mitrofan, care Iancu a dorit foarte mult să ia lecții de vioară pe care Într-adevăr, le dai tu. Ținea foarte mult și la această tânără, Mihaela Mitrofan, și dorea foarte mult ca tu să-i dai lecțiile acestea. sigur că da, și să nu uităm și de Andrei Ionită, violoncelistul care a devenit unul dintre cei mai importanți interpreți pe scenele lumii, Alexandra Dariescu, pianista, deci ca să numesc doar câțiva. Avea un mare flair la a găsi talente adevărate. El fiind muzician, el însuși putea să-și dea seama dacă e un talent adevărat. De multe ori discutam și despre muzicienii evrei din secolele trecute și unul dintre cei care l-am prezentat, care de altfel recunoscut, era Heinrich Wilhelm Ernst, care a fost un fel de emulator al lui Paganini și rival al lui Paganini, a devenit unul dintre cei mai importanți violoniști ai secolului XIX, și cânta cu Franz Liszt, cu Mendelssohn, cu Schumann, era în acest cerc de oameni extraordinari. Se născuse într-un ștetl din Cehia, Brno, și a devenit un primul mare evreu violonist care a făcut turnee în întreaga Europa. Pentru aceasta am ales o piesă, Elegie, pentru dispariția unei ființe iubite, o piesă de mare tragism, căci totuși suntem cu toții triști de plecarea lui Iancu fizic din planurile fizice dintre noi și cred că această piesă exprimă foarte bine durerea pe care o simțim. Să ascultăm Elegia de Ernst.
Da, într-adevăr, dacă ați observat, dragi ascultători, această muzică, care pe de o parte este de o tristețe care îți rupe sufletul, are aceste momente triumfătoare de lumină între minor și major, cei care sunteți melomani sunt sigur că știți despre ce vorbesc, care reprezintă lumina și asta a însemnat și viața lui Iancu Zuckerman pentru toți cei din jurul său și toți pe care i-a atins în cei 98 de ani. El a reușit să dea lumina binelui și a iubirii între oameni. Victoria omului. Și pentru asta îl admirăm cu toți. Maria, vrei să adaugi ceva? Da, cred că această melodie, aceste cântece pe care le-a interpretat au fost atât de înălțătoare încât cred că sufletul nostru a ajuns la Iancu. Eu am avut senzația că m-am apropiat de sufletul lui Iancu în aceste momente foarte, foarte impresionante pe care tu ni le-ai oferit prin muzica pe care ai interpretat-o. Și vreau să mai spun că mi-amintesc că în momentul când eu împreună cu Iancu am fost la tine la Brașov și atunci, în momentul acela, mi-amintesc că de-abia aștepta, zicea, de-abia aștept să mă întâlnesc cu maestru Șerban Lupu, să-mi cânte la vioară, mă duc la el, o să ajung acum, dar o să-l pun să-l cânte la vioară, nu-i așa? Parcă știu Da, că așa trebuie. absolut. Și trebuie să menționez că suntem aici între prieteni, că am avut niște probleme de sănătate cu... Mi-am rupt un braț, chiar brațul drept. Nu numai că m-a sprijinit moral și sufletește, dar s-a rugat pentru mine, a pus toată congregația să se roage pentru mine și sunt convins că faptul că am reușit să revin să cânt se datorează în parte și credinței sale și ajutorului său spiritual. Da, sunt de acord. Într-adevăr. Da, atunci ce ai cântat? Atunci, în momentul acela când am venit la tine la Brașov, nu știu ce ai cântat, Enescu, ceva de George Enescu? Cred că Enescu i-ai cântat ceva. Oricum, Iancu a fost un privilegiat pentru că a avut ocazia să-l cunoască, să-l asculte pe George Enescu, care și era foarte încântat de acest lucru, că la Iași, de câte ori maestru George Enescu venea, el era prezent tot timpul. Și în același timp, mi-amintesc că în povestea, când era în facultate, în anul 2, a avut un concert maestru George Enescu cu fratele lui, Yehudi Menuhin, un dublu concert pentru două viori de Bach. Și mi-a spus că a fost pentru el o încântare extraordinară că a avut această ocazie. E ceva unic, s-a părut că a putut să-l asculte pe George Enescu, pentru el a fost un lucru extraordinar. Într-adevăr, și pentru că am vorbit foarte mult despre Enescu cu Iancu și avea darul, Iancu avea darul povestitului și putea să mă facă să retrăiesc momentele de mare intensitate artistică pe care Iancu le-a trăit la concertele lui Enescu. Eu n-am avut acest privilegiu să-l aud pe Enescu, el mergea la concerte și a reușit să-mi transmită ce simțea din arcușul și maestria marelui nostru maestru. Pentru aceasta am ales, de altfel, trei piese de Enescu, o pastorală, un menuet trist și nocturnă. Sunt piese care Enescu le-a scris pentru pian la patru mâini și vioară și eu am orchestrat partitura de pian și atunci sunt pentru vioară și orchestră și le interpretez eu. Sunt înregistrate din concert cu ansamblul Enescu al Universității din Illinois, Statele Unite, unde eu am fost profesor timp de 25 de ani. Să ascultăm, deci, Pastorală, Menuet Trist și Nocturnă, o lucrare din tinerețea lui George Enescu, pe care am descoperit-o și mă bucur să o dau și ascultătorilor noștri. Thank you.
Thank you.
Cred că nu puteam să ne luăm rămas bun de la acest drag prieten cu o muzică mai potrivită pentru asta. Și lumina ta, drag prieten, și sufletul tău va rămâne veșnic în inimile noastre și ne vei servi ca o călăuză înțeleaptă care n-ai fost. Aș ruga-o pe Maria să spună în încheiere câteva cuvinte. Da. Este foarte impresionantă această muzică pe care ne-ai dat-o pentru Iancu. Este înălțătoare. Sunt sigură că Iancu este cel mai impresionant, cel mai bun care poate să-l îi oferi lui Iancu. Este acest moment pe care tu l-ai oferit, Șerban. Este de inimaginată muzica pe care ai ales-o, cât de profundă și cât de sensibilă și înălțătoare este. Iancu sigur sunt sigură că a auzit-o acolo sus de unde este și îți mulțumește din inimă prietenului de suflet, care ești tu, Șerban Lupu, care sunt sigură că ne-a auzit. Și așa cum a vorbit cu tine, nu recent, recent acum, prin noiembrie, cred, a discutat în legătură cu un proiect care el îl propunea pentru a face în cadrul emisiunilor de la Radio Shalom. Țin minte că aveați un proiect împreună, nu-i așa? Era în legătură cu muzica lui Enescu, cu Da. piesele care le-am descoperit și alte lucruri, ca Așa. să fie un proiect de o anumită durată, adică câteva emisiuni care să dedică muzicii lui Enescu, lucrări descoperite de mine sau interpretate de mine cu Wow. muzicieni celebri. Așa că o să discutăm Ah, împreună, foarte să interesant, vedem da. cum putem să continuăm Mulțumim, mulțumesc, mulțumesc, gândirea da. lui și inspirația care ne-a dat la toți. Exact. Și acum îi mulțumim maestrului Șerban Lupu pentru această minunată dedicație pe care o oferă lui Iancu acum, la momentul în care ne luăm fizic rămas bun de la el și sperăm ca în emisiunile care urmează să avem puterea și să ne ridicăm la înălțimile care Iancu, la speranțele pe care Iancu le făcea în fiecare emisiune, alături de colegul și foarte apreciat de Iancu, Alex Brucăr, care tot timpul este alături de noi. Așa, și așteptăm ca joia viitoare să ne revedem la emisiunea Mari Muzicieni. Vă urăm din inimă o seară bună și așa cum spunea Iancu, pace în lume, pace în Israel, Shalom. O seară bună! Shalom. Shalom, o seară bună tuturor!